Din august 2013 sunt fondator și CEO la Marketizator, prima platformă de optimizare a ratei de conversie din România. Sper că vă plac copiii mei, căci de acum încolo intrăm în pâine. În acest webinar o să trecem prin 6 capitole, o să aflăm ce este rata de conversie, o să aflăm cum să optimizăm traficul în funcție de rata de conversie și intenția de cumpărare, cum să segmentăm traficul în funcție de importanța fiecărui segment de trafic, cum să facem personalizarea site-ului fără să speriem oamenii, să ca la Big Brother. Apoi vom trece ușor-ușor prin câteva metode pentru optimizarea ratei de conversie, care se numește la momentul de față CRO sau CRO. Și în final o să aflăm câteva lucruri despre ce este și cu ce se mănâncă AB testing-ul. Ca să vă stimulez să rămâneți, ar trebui să înțelegeți că rata de conversie este un lucru foarte important, poate la fel de important decât traficul. E cumva ca ouul și găina, deci nu poți să știi, nu poți să meargă una fără cealaltă. Și nu poți să afli care este mai important. În această imagine aveți traficul site-ului vostru, este tot traficul, da? Problema este că o parte din traficul vostru se pierde și o parte se monetizează. N-am reușit să găsesc o poză în care felia asta de pepene era mai mică, fiindcă cam 1,5% din trafic este monetizat. Ca să vedem cum putem să-l monetizăm, trebuie să înțelegem în primul rând ce este rata de conversie. Rata de conversie este raportul dintre numărul de vizite, deci nu vizitatorii unici, și numărul de conversii. Modalitatea asta de măsurare a ratei de conversie este aceasta pentru că, în primul rând, se folosește uzanța asta din Statele Unite, unde ei menționează că fiecare vizită este o șansă de a face o vânzare. Cum în fashion, de exemplu, un vizitator unic poate să facă 2 conversii în aceeași zi, pentru că face 2 vizite pe un site unde găsește pantofii roșii care sunt extraordinari și se asortează cu bluza asta. Puneți voi ce culoare este, nu mă pricep. Exact de aceea rata de conversie este raportul dintre numărul de vizite și numărul de conversii. Ca să înțelegem cum putem să optimizăm traficul, trebuie întâi și întâi trebuie să știm care segment de trafic este mai relevant și cum putem să aflăm care este intenția sa de cumpărare. Rata de conversie este în directă dependență de un trafic de calitate și relevant. Deci, înainte de a face tot felul de optimizări pe site-ul nostru, trebuie să știm ce fel de trafic aducem și cât suntem noi de relevanți pentru acel trafic și cât este el de relevant pentru obiectivul pe care îl avem noi cu site-ul nostru. Și atunci, ca să luăm un exemplu, din 100 de vizite pe care noi le avem, 70 de vizitatori să spunem că sunt unici. Din aceștia, 35 fac bounce. Asta este, o să aflăm puțin mai târziu cum am putea să reducem rata asta de bounce. Bounce însemnând ca de la o minge, bounce, bounce, respectiv, intră pe site-ul nostru și ies imediat fără să vadă o a doua pagină. Da? Din aceștia, 20 dintre cei care rămân, 20 și nu fac bounce, 20 nu au intenția de a cumpăra și rămân 15% posibili cumpărători. Cumva, intenția de cumpărare este un lucru destul de neglijat, însă în momentul în care noi vrem să vedem cât este de relevant un segment de trafic, e bine să știm care este intenția de cumpărare. Iar acest lucru se poate afla printr-un sondaj de opinie bine targetat. Deja încep să mă simt ca televizorul, fiindcă vorbesc singur, dar asta este. Bun, după segmentarea brută a traficului, în funcție de sursă, de comportament și rezultate, vom putea să aflăm care este intenția de cumpărare. Segmentarea se face, vom afla puțin mai târziu, cu ajutorul unui web analytics, respectiv un soft de genul Google Analytics, Kissmetrics, Omniture, whatever. Sursa de trafic și comportamentul ne dau informații relevante despre fiecare segment, respectiv putem să aflăm prin survey-uri la vizitatorii care vin din trafic organic sau din social media sau din trafic plătit, putem afla cam ce se întâmplă cu intenția lor de cumpărare. Respectiv putem să aflăm dacă mai merită să
punem bani pe social media sau mai degrabă să mergem către trafic organic sau capturare de e-mail-uri sau tot așa. Însă după ce aplicăm pe fiecare segment important și legea lui Pareto, pe care o să o menționez așa sumar, pentru că cred că unii dintre voi o știți și n-aș vrea să vă spun lucruri pe care deja le știți, Pareto a fost un social economist de care a trăit acum 100 de ani și care a identificat că 20% din suprafața unui câmp, de exemplu, aduc 80% din recolt. Și această lege este cam peste tot, respectiv 20% dintre prietenii noștri ne aduc 80% din bucurii, 20% dintre acțiunile noastre generează 80% din rezultate și această lege se aplică cumva și în marketing online. 20% dintre vizite ne aduc 80% din rezultate. Doar că principiul ăsta este cumva mai tras așa de păr, pentru că doar 2-3%, ajungem 4%, depinde ce intenție de cumpărare are site-ul respectiv, ajung să ne aducă cu adevărat rezultate. Și dacă o aplicăm și mai târziu și mai departe, dintre clienți, 20% dintre clienți ne generează 80% din profit. Și atunci, prin analiza asta făcută foarte bine a traficului, putem să identificăm ce se întâmplă cu centrul țintei noastre, deci cumva către care loc trebuie să tragem cu arcul. Da? E, după ce facem această analiză, putem să aflăm, de exemplu, o intenție de cumpărare pe scara de la 0 la 100%, de exemplu, dintre vizitatorii care nu fac bounce. Putem să aflăm așa că la vizitatorii noi, din traficul plătit, traficul organic, social media sau traficul pe e-mail, intenția de cumpărare diferă. Dacă mai segmentăm și în funcție de new versus returning, respectiv vizitatori noi sau vizitatori care au revenit pe site-ul nostru, putem să identificăm faptul că cel mai relevant și mai de dorit trafic pentru noi, dintre cele menționate în exemplu ăsta, este traficul venit din e-mail de la vizitatori care au mai venit pe site-ul nostru. Respectiv, aceștia au cea mai mare intenție de cumpărare. Iar intenția de cumpărare este în strânsă legătură cu rata noastră de conversie. Cumva dacă oamenii nu vor să cumpere, înseamnă că ei fac ceea ce se numește window shopping și nu avem ce să le vindem până la urmă, cât timp ei nu vor să o facă. Astfel, în cazul nostru, ce trafic ne-am dorit noi pe viitor? Traficul de pe e-mail. Și atunci, în strategia noastră de optimizare a ratei de conversie, în primul rând trebuie să identificăm segmentul ăsta țintă căruia vrem să ne adresăm. Iar segmentul țintă este traficul de pe e-mail, în cazul nostru, care este un exemplu. Poate să fie diferit. De exemplu, magazinele de fashion merg foarte bine, convertesc foarte bine traficul din social media. Așadar, capturarea e-mail-ului și crearea de obiceiuri comportamentale devin vitale. Respectiv, cheia în optimizarea ratei de conversie este, pe de o parte, analiza și, pe de altă parte, modificarea, adaptarea, personalizarea, realizarea unui funnel extraordinar de vânzare, astfel încât vizitatorii noștri să reușească să convertească și să avem un mesaj relevant pentru ei. Aici v-am făcut un soi de schemă prin care vă arăt o metodologie pe care poate să fie o bună practică. Evident, poate să fie mult mai granulară de atât și o schemă logică mult mai amănunțită. Însă primul pas este să atragem trafic relevant. Prin ce metode fiecare își face politica de achiziție de trafic după cum vrea el. Eu unul sunt fanul traficului neplătit și traficului crescut organic sau viral, pentru că am văzut ce impact poate să aibă într-un business online și după mine nu este despre a plăti vizitatorii să cumpere, fiindcă ai mult mai multă încredere în prieteni și în rude și în colegi decât ai într-o reclamă pe internet. De aceea cred că în zona asta de politică de atragere de trafic trebuie să fiți foarte bine focusați pe traficul viral,
traficul care este, se spune popular, din gură în gură, care rămâne cel mai, și cred că va rămâne cel mai de încredere. După ce întragem traficul relevant, următorul pas este să definim fiecare segment important de trafic. Respectiv să facem sondaje și să aflăm intenția de cumpărare după ce aflăm care segment este important. O să vorbim puțin de segmentare mai departe și o să vă și arăt cum se fac segmentele în Google Analytics. După ce facem sondajele, vom afla pe anumite segmente de trafic care este intenția de cumpărare, astfel încât să știm unde ne orientăm, fiindcă, de exemplu, noi ne putem uita în Analytics și vedem că, uite, traficul din AdWords are rata de conversie 0,5% și traficul din social media are tot 0,5%. Dar dacă am face o analiză în profunzime, poate că am aflat că intenția de cumpărare este mai mare în traficul din AdWords decât traficul din social media. Și atunci e de dorit să stimulăm și să ne alocăm bugetul, care știu că este limitat și la voi ca și la orice fel de magazin online aflat la început, să ne alocăm acest buget coerent către locul unde am avea cea mai mare oportunitate de a-l fructifica. După ce aflăm barierele dincolo de intenția de cumpărare, putem să aflăm și barierele pe care le au anumiți vizitatori. Respectiv, prin sondaje pe care noi le putem programa prin marketizator în momentul în care vizitatorii vor să iasă de pe site-ul nostru, putem să identificăm anumite bariere pe care ei le au. Poate că ei nu cumpără fiindcă nu au suficient de multe informații, cum am văzut că se întâmplă, sau poate nu cumpără pentru că nu au suficient de mare încredere, sau poate nu cumpără pentru că au găsit în altă parte mai ieftin și tot așa. Ideea este că noi putem doar să facem supoziții până când avem date concrete de la vizitatorii noștri. Iar ca să avem aceste date concrete, ar trebui să folosim acest instrument de cercetare. O să iau pauză să beau apă, să se fie clar. Nu știam că e atât de greu să vorbesc singur. Bun, după ce ajungem la partea asta de a afla barierele și a afla intenția de cumpărare, să zicem că am optimizat traficul și am făcut tot felul de parteneriate strategice și am adus trafic de calitate, ideal este să facem A/B testing pentru fiecare tip de audiență și pentru fiecare pagină importantă. Paginile importante sau locurile unde se gâtuie traficul sunt odată landing page-ul, unde poate la următorul webinar o să analizăm mai pe larg ce se întâmplă pe fiecare pagină și cum se face un funnel, însă acum vă menționez așa sumar că primul loc unde se gâtuie traficul este landing page-ul. Pentru că sunt multe site-uri care folosesc ca landing page homepage sau folosesc o pagină de produs care nu este bine optimizat. Deci există o inconsistență între mesajul pe care îl avem pe anumite bannere sau reclame sau link-uri și landing page. E de dorit să facem o pagină de aterizare foarte relevantă pentru că oamenii să treacă mai departe în funnel. Funnel însemnând pâlnie, ca să vorbim pe românește. În partea de sus a pâlniei vin mulți vizitatori și în capăt, pe partea de jos, foarte puțin convertesc. Și pragurile unde ei se opresc sunt odată pagina de aterizare, apoi pagina de categorie sau pagina de produs, după care sunt pagina de coș, care poate să fie în 2 pași, în 3 pași, într-un singur pas. Nu există o practică ideală. Însă este de dorit să micșorăm pe cât posibil numărul de clicuri și numărul de informații prin care trebuie să treacă vizitatorii noștri. Pentru că principiul pe care eu mă bazez și pe care vă propun și voi să-l folosiți este keep it stupid simple, se numește KISS. Da? Să nu aglomerăm pagina cu tot felul de lucruri și să nu cerem informații nerelevante. Dacă țineți minte, acum 3-4 ani se cerea CNP-ul în masă. Acum foarte puține magazine mai obligă vizitatorii să își dea CNP-ul. Bun, după ce am făcut A/B testing și am aflat pe fiecare audiență și pe fiecare pagină importantă cum este bine să facem site-ul nostru, putem să trecem la personalizarea traficului pentru a lua maximul de la fiecare segment.
Personalizarea se poate face, vom vorbi mai târziu, în funcție de sursă, în funcție de localitate, în funcție de browser și tot așa. Ideea este că foarte puțini oameni mai trec la afaceri marketing, pentru cei care nu trec în partea dreaptă, în zona asta în care capturăm e-mail-uri, creăm relații și sfârșim prin a face conversii. Deci cumva și remarketing-ul este un instrument foarte important și mai există și de curând ceea ce se numește real-time bidding, respectiv sunt softuri care identifică ultimul produs vizualizat și generează un banner automat cu imaginea produsului și cu prețul acestuia, pe care îl expun vizitatorilor în rețelele de audiență Google sau Yahoo, tot așa. Bun, după ce trecem la... am personalizat traficul, putem face două lucruri. Putem să convertim, respectiv putem să transformăm vizitatorii în cumpărători și ăsta este cazul ideal, sau putem să ne folosim de e-mailul lor pentru că este un canal aproape gratuit și direct, fără niciun fel de intermediar, prin care noi ajungem la vizitatorii noștri. Dacă noi suntem relevanți pe e-mail și nu-l bombardăm prea des sau doar cu mesaje în care îl stimulăm doar să cumpere, ci creăm o relație prin e-mail, putem mai târziu să facem conversii, pentru că nu toți vizitatorii cumpără în prima vizită, da? Asta să fie foarte clar. Bun, deci cumva cam asta este un soi de metodologie de optimizare a conversiilor, așa văzută din elicopter. Important este ca pe fiecare pas din acesta să fiți voi atenți. Bun, cum segmentăm traficul în funcție de importanța fiecăruia? Și aici v-am arătat eu un display din Google Analytics, presupun că toți folosiți Google Analytics. Avem built-in sau se numesc integrate aceste tipuri de segmente. Deci în partea de sus există o săgeată pe care dacă o deschidem apar tot felul de segmente. Acestea pot fie să fie construite de către voi custom, fie sunt cele default. Important este ca voi să folosiți acest tip de segmentare, fiindcă puteți să aveți, după cum vă vedeam mai târziu, trafic care va aduce multe vizite și puține conversii sau trafic care va aduce puține vizite și multe conversii. Și atunci, de exemplu, cam așa va arăta în Google Analytics un soi de raport prin care veți vedea. Aici sunt niște segmente mai avansate, nu foarte avansate, dar avansate, prin care eu am identificat traficul organic, traficul și traficul AdWords în funcție de localitate. Ce se întâmplă după segmentare? Vom putea să identificăm aspecte de genul acesta. Da? Avem o rată de conversie average, în exemplu pe care vi l-am dat eu aici, de 0,38%. Da, este destul de mică, dar asta este exemplu. Sper ca la voi să fie de 10 ori mai mare minim. Deci pe trafic plătit avem 0,13%, pe trafic de recomandare, referral, avem 0,53%, pe trafic organic neplătit avem 0,46%. Deci cumva, în momentul în care facem această segmentare, ne este mult mai clar de unde ni se trag toate problemele legate de conversie. Deci identificăm acele segmente de trafic pe care nu le putem converti cum trebuie. Ce fel de segmente se mai pot crea sau se mai pot aborda? Se pot crea tot felul de segmente în funcție de locație, în funcție de vreme și temperatură. Acestea nu sunt valabile în Google Analytics, dar sunt valabile în platforma noastră, fiindcă noi avem un motor de segmentare mai avansat. Se pot crea segmente în funcție de comportament, în funcție de sursa de trafic și în funcție de istoric. Eu acolo v-am dat și câteva exemple prin care folosim anumite atribute pe care le avem pentru a personaliza experiența vizitatorilor. Despre personalizare, în schimb, vom vorbi puțin mai târziu. Vom trece la următorul pas din prezentare, respectiv cum se poate face personalizarea site-ului fără să speriem oamenii. Aici avem un
sticker din ăsta destul de haios. Salut, numele tău este Cutare și ești din oraș Cutare, ai orientarea sexuală X, ai o spouse, cred că este logodnică, parcă logodnică, da. Spouse înseamnă logodnică, da. Vederile religioase și filmul favorit. Deci cumva nu vrem să facem lucrul ăsta, nu vrem să personalizăm în felul acesta site-ul nostru, pentru că se vor simți ca la Big Brother. În schimb, ce știm noi despre personalizare este că avem aici un citat de la e-consultancy. Companiile ale căror conversii s-au îmbunătățit folosesc cu 90% mai multe moduri de a segmenta vizitatorii față de companiile ale căror conversii nu s-au îmbunătățit. Și aici vă arăt câteva tipuri de personalizare în funcție de oră. Da? Putem să facem un fel de scarcity, se numește, un fel de urgență, da? Fiindcă unul dintre motivele pentru care oamenii cumpără câteodată este teama de a nu pierde ocazia. Da? Și atunci dacă punem o presiune temporală pe el, poate sunt, cu siguranță pot fi vizitatori care să percuteze la astfel de mesaje. Un alt tip de personalizare este în funcție de vremea de afară, da? Nu mai este valabil deja, s-a dus sezonul la schi în România, poate prin Austria mai este. Deci în momentul în care noi identificăm pe bază de IP că un vizitator este din localitatea X și pe bază de interconexiune cu un serviciu de prognoza temperaturii, putem să vedem, a vremii, practic, nu a temperaturii, putem să vedem ce se întâmplă în orașul lui și atunci contextual devenim mult mai relevanți pentru el, fiindcă dacă este pe un site de articole sportive pe care vine în schiuri, practic șansele sunt mult mai mari ca el să aibă această emoție și să se bucure în momentul în care îi se dă un mesaj de genul acesta. Un alt tip de personalizare este în funcție de datele preexistente. Da? Dacă noi știm pe site-ul nostru rcf.ro, dacă noi știm că vizitatorul acesta a făcut o cotație acum ceva vreme pentru o mașină Honda Civic, atunci îi arătăm și mașina și îi dăm și un atribut, fiindcă se merge pe ideea de familiaritate. Deci dacă el are o Honda Civic, nu știm dacă e roșie, evident, da? Dar dacă știm că are o mașină Honda Civic, putem să devenim foarte, foarte relevanți pentru el. Un alt tip de personalizare pe care o fac cei de la eBay, în funcție de datele care există în pagină și comportamentul vizitatorilor. Da? Dacă noi arătăm o pereche de cercei, este în cazul acesta, de la eBay, arătăm produsul, iar vizitatorii vor să iasă fără a fi în baza lor de date și fără a fi făcut tranzacții până atunci, se folosesc de brandul tipului ăsta, de care evident că habar nu am, Michael Kors, și încearcă să captureze e-mailul acestui vizitator, evident făcând follow-up după înregistrarea e-mailului cu produse similare sau produse chiar de la acest brand. O astfel de personalizare o fac și clienții noștri de la Covera în funcție de datele existente în pagină și comportament. Deci în momentul în care vizitatorii vor să iasă de pe pagina cu rezervoare de apă în cazul lor, ei trigăruiesc o interacțiune prin sistemul nostru prin care își lasă numărul de telefon, fiindcă pe baza surveilor au văzut că astfel de produse au nevoie de o vânzare asistată mai degrabă, deci sunt produse destul de complexe, astfel încât e mai greu să închidă o vânzare direct prin online. Un alt tip de personalizare este în funcție de localitate. Noi știm, de exemplu, când un vizitator este pe site-ul nostru din ce localitate este și aici apare Go Ahead, Make București proud of it, dar poate să apară, de fapt apare și Dublin, Londra, Manchester, Boston și alte orașe. Da? Acolo este doar o variabilă pe care noi am introdus-o și prin care devenim relevanți pentru audiența noastră. Ce trebuie să știm ca să nu devenim, să nu facem ca la Big Brother, ideea este să folosim doar informații simple, nu foarte complexe, de care vizitatorii știu că dispui deja, nu e ceva surpriză pentru ei.
care nu sunt foarte personale și care sunt plasate destul de discret. Deci nu ceva de genul, știm că ești din Craiova și că ești la un webinar de optimizare a conversiei și te cheamă Dragoș sau și tot așa. Bun. Vom trece acum și aici vom stărui mai mult pe fiecare dintre metodele acestea de optimizare a ratei de conversie. Prima metodă este o analiză foarte bine făcută pe baza Web Analytics. Da? Ordinea aceasta nu este neapărat, este oarecum aleatoare, însă în cazul Web Analytics cred că este cel mai la îndemână instrument pe care îl avem și pe care e bine să-l folosim. Ce putem afla prin Analytics? Putem afla ce segmente de trafic produc efecte, ce bounce rate există pe fiecare segment de trafic. Putem să vedem timpul pe pagină al fiecărui segment de trafic. Putem să aflăm timpul sau numărul de vizite necesare până la o tranzacție. Putem să aflăm foarte multe lucruri. Putem să aflăm, de exemplu, că vizitatorii din Chrome, cum am aflat eu, au o problemă pe o versiune mai nouă de la Chrome, site-ul nostru nu funcționa cum trebuie și atunci nu mai aveam deloc conversii de pe acea versiune de Chrome. Și voi trebuie să fiți tot timpul cu site-ul actualizat și să vă asigurați că acesta funcționează foarte bine pe toate browserele și toate rezoluțiile. Practic, Web Analytics ne dă informații foarte multe despre ce ar trebui să știm, însă e nevoie să vă adânciți destul de mult în el. Deci, cumva, sugestia mea, mă rog, eu sunt autodidact și am descoperit toate lucrurile astea scotocind destul de mult. Sugestia mea este, dacă voi nu puteți să faceți analiza asta a traficului, fie angajați pe cineva, fie vă duceți la un curs, fie găsiți o modalitate prin care să folosiți toate informațiile pe care le aveți din Google Analytics, fiindcă sunt foarte relevante. A doua metodă de optimizare a ratei de conversie se numește usability, n-am mai scris eu aici, user testing și usability și user experience. Ea înseamnă, de fapt, optimizarea din punct de vedere vizual a site-ului, astfel încât să devii relevant. O sugestie vis-a-vis de user experience, încercați să folosiți o tehnică, se numește tehnica eroului. Respectiv, dacă intri pe o pagină și trebuie, ai două chestii sau trei chestii importante, adică vrei să faci și să fie fanul tău pe Facebook, vrei să și iei e-mail-ul, vrei să și vadă produsul, vrei să-i dai și o promoție, deci nu ai un erou, un headline și un call to action bine stabilit, cumva faci lucrurile destul de greșit, fiindcă oamenii nu percep de ce, însă ies de pe pagini în primele 3-4 secunde. Deci cumva perioada de grație pe care o avem din partea unui vizitator pentru a-l convinge să încheie o tranzacție este de doar câteva secunde. Deci dacă ceva nu îi place, nu se simte fie bombardat de zgomotul informațional de pe pagina noastră, fie sunt culori prea stridente, fie nu găsește ceea ce îi trebuie, fie nu simte că este ceva relevant pentru el, va ieși. Mă rog, toată partea asta de usability ține de cumva de o arhitectură prin care informația este dispusă către vizitator. O altă metodă de optimizare a ratei de conversie sunt heatmap-urile sau sunt un fel de hărți prin care poți afla care sunt zonele cele mai accesate, cât sunt de folosite, cât sunt de expuse anumite zone pe care tu vrei să le expui. Și printr-un heatmap de ăsta poți avea foarte mari surprize, adică tu crezi că oamenii dau click pe o anumită zonă sau pe o alta, însă poate că nu se întâmplă așa. Și atunci prin heatmap-uri vezi imediat ce s-a întâmplat cu site-ul tău, vezi cât de mulți dintre aceștia dau scroll, cât la sută dintre oameni dau click pe butonul din dreapta, cât pe cel din stânga și tot așa. Cumva heatmap-urile sunt destul de eficiente și sunt și softuri care costă destul de puțin pentru a face această analiză. Următoarea metodă de optimizare a ratei de conversie se numește AB testing. Ea este împreună cu multivariate testing, una dintre favoritele mele, pentru că am văzut
clar pe pielea mea ce se întâmplă. Practic, în urma unei astfel de testări, am și luat decizia de a construi această platformă. A/B testing înseamnă că ai varianta A în care pui o pisică bej care a să iasă din, să aibă o bulă de text prin care te convinge să cumperi hrana X, și ai varianta B în care l-ai pe stăpânul pisicii, care este, spune același lucru despre cât de fericită pisica lui. Și tu vrei să vezi care dintre cele două variante merg mai bine. Tu poți să schimbi fie imagini, poți schimba fie sau texte, culori, headline-uri. Diferența între A/B testing și MVT este că dacă în varianta A schimbi un element și în varianta B schimbi același element, în varianta C, care înseamnă multivariate testing, adică ai mai multe variante pe care tu le testezi, în varianta cealaltă schimbi același element. Deci cumva MVT nu înseamnă că schimbi 50 de chestii, în varianta A schimbi una, în varianta B două și în varianta C schimbi o grămadă de chestii pe acolo, fiindcă nu mai este MVT. Prin platforma noastră se pot face atât teste AB, cât și multivariate testing. Următoarea metodă, o să vorbim mai pe larg de AB testing și MVT mai târziu, următoarea metodă sunt sondajele de opinie, care practic ne dau informații cât se poate de subiective de la vizitatori care chiar trăiesc, ne accesează site-ul, dau cu mouse-ul acolo și ne dau feedback despre experiența lor. Sunt multe surprize pe care le puteți avea aici prin astfel de survey-uri. La fel, platforma noastră vă poate pune la dispoziție această secțiune. Sondajele de opinie este bine să fie făcute. Eu sunt, cumva eram fan al sugestiilor, respectiv de ce nu vrei să mai cumperi de pe site-ul nostru? Pentru că pentru că ce? Dar am observat că și întrebările deschise sunt foarte pline de insight-uri. Pentru că din întrebări deschise poți afla lucruri foarte clare. Deci poți afla emoțiile pe care le au vizitatorii, poți afli tot felul de bariere, tot felul de frustrări pe care le au și poți să primești și sugestii foarte clare. De aceea încercați să faceți atât survey-uri în care dați sugestii sau poate dați niște sugestii și lăsați și o întrebare deschisă, ok, ce alte bariere sau ce alte probleme ai mai întâmpinat pe site-ul nostru. Următorul tip de optimizare a ratei de conversie este retargetarea pe e-mail, respectiv am vorbit puțin mai devreme. Se numește microconversie, da? În loc să faci o conversie și să închizi o vânzare sau să capturezi un lead, vrei să obții un e-mail. Prin retargetare, retargetarea presupune și capturarea e-mailului și o automatizare a procesului de trimitere e-mail. Deci cumva noi creăm un scenariu conversațional cu vizitatorii în funcție de punctul în care ei se află în funnel, în pâlnia noastră de vânzări. Și atunci știm că vizitatorul a intrat pe site-ul nostru, a văzut un produs pe care a ieșit. Sau știm că a văzut acel produs și l-a și adăugat în coș. Deci era mult mai aproape de a închide tranzacția. Și atunci putem să programăm un e-mail prin care îi spunem: hei, am văzut că ai văzut produsul X, s-a întâmplat ceva, uite, ăsta e numărul nostru de telefon, suntem alături de tine. Te putem ajuta să închizi comanda. Sau poți să faci, tot prin retargetare, să faci A/B test. Reușești să convingi, după ce îi dai un e-mail de tipul asistență tehnică, telefonică, cu Georgiana Ionescu, care e din partea site-ului vostru, sau în varianta cealaltă în care îi dai un stimulent, fie comercial, fie de altă natură, un cadou, surpriză. Aici deja intrăm în zona de inovație și experiența fiecărui marketer în parte. Următorul tip de optimizare a ratei de conversie sunt monitoarele de recomandare a produselor, care practic au un algoritm matematic prin care sugerează fiecărui în pagine importante, respectiv pagina de produs sau pagina de categorii, anumite produse care au șanse matematic mult mai mari să fie achiziționate. Deci cumva vezi, te uiți la o carte de un anumit fel și știi că ceilalți vizitatori
au văzut aceeași carte și atunci șansele sunt ca tu să fii interesat de acea carte sau prin metodele de recomandare a produselor. Fie poți să îl faci pe vizitator să vadă un produs pe care nu l-ar fi văzut sau nu l-a văzut și să-l achiziționeze, fie poți mări ceea ce se numește average order value, respectiv valoarea medie a tranzacției. Asta în cazul magazinelor online. Următorul, sunt astfel de motoare de recomandare a produselor și în România. Playsty și Gemius Recommend sunt, și Vibetrace sunt active pe piață de ceva vreme. Următorul tip de optimizare a ratei de conversie este unul destul de uzual, dar foarte, foarte eficient pentru acele magazine online cu produse destul de complexe, respectiv instant chat se numește, asistență directă prin chat. Sunt mai multe platforme, costă relativ puțin, Olark, SnapEngage, Zopin, sunt destul de multe, Live Assistant, whatever. Avantajul instant chat-ului este odată că poți să dai asistență tehnică foarte rapid, pe de altă parte este că poți interveni tu către vizitatori care stau de mai mult de 5 minute, de exemplu, pe chat. Sau poți chiar să trigăruiești, de exemplu, poți să iei codul de la un astfel de chat și să-l pui într-o interacțiune de-a noastră din marketizator și să-l servești vizitatorilor care vor să iasă. Hei, vrei să afli mai multe informații? Sunt aceeași Georgiana Ionescu, evident, care este actorul din scenariul nostru și oferi asistență. Și în final, ultima metodă pe care vor elevi, nu înseamnă că sunt toate aici, am selectat câteva care sunt foarte folosite în momentul de față. Ultima metodă este personalizarea, despre care practic am mai vorbit mai devreme. Prin sondaje de opinie poți să afli informații de genul acesta. Este un sondaj pe bune aici, făcut în Marea Britanie. Motivele de renunțare după adăugarea produsului în coșul de cumpărături. După cum se poate vedea, din experiența noastră nu sunt chiar la fel datele și în România, respectiv mai există o categorie de oameni care au o problemă cu informațiile prezente pe produs, adică documentarea produselor nu era făcută bine, mai sunt și vizitatori care chiar nu știu încă în România cum să încheie o comandă. Da? Însă printr-un astfel de sondaj poți să afli motivele tale personale pentru magazinul tău online. Și ăsta este un lucru foarte, foarte important, fiindcă dacă nu știi ce boală ai, nu prea știi ce medicament sau ce formă de terapie să alegi. Prin AB testing, ce știm până acum este că site-urile care au făcut AB testing au crescut rata de conversie în medie cu aproximativ 20%. Deci cumva este o metodă care funcționează și avantajul unei rate de conversie mai mare este că vine cu pe costurile de trafic deja existente. Deci cumva numărește costurile de trafic, iar implementările făcute sunt pe termen foarte lung. Respectiv, dacă tu afli că butonul de comandă trebuie să fie în dreapta, nu să fie în stânga, tu acolo lași, vor beneficia de acest, vei beneficia de acest mod de a așeza lucrurile în pagină pentru tot restul vieții acelui site. AB testing-ul ne arată atât numărul de conversii, cât și rata de conversie pentru număr de vizitatori. Platforma noastră permite, practic, această afișare, cât și relevanța statistică. Relevanța statistică apărând în funcție de numărul de vizitatori și de diferența de performanță dintre cele două variante pe care le expunem. Aici o să vă arăt un AB testing făcut de cei de la Express Watches. O să vă arăt varianta A și varianta B. După cum vedeți, în varianta A, diferențele sunt minore, respectiv este doar o zonă de lângă review-urile clienților. O să vă las pe voi să vă faceți singuri acest gamble și să vedeți care este
cea mai bună variantă. Și rezultatul este că aceștia au obținut cu 107% mai multe vânzări pentru varianta în care se arăta certificarea Seiko, mai puțin. Cred că am uitat să dau record pentru cei care nu au fost prezenți. Am făcut-o cam târziu, dar asta este ce să vă fac. Dacă ați chiulit, nu am ce să vă fac. O să trec din nou la prezentare. Prin AB testing, ce se poate obține pe lângă această îmbunătățire a ratei de conversie? Se poate obține coerență între cuvinte cheie, ad-uri și site-ul. Efectiv, dacă ai un ad care spune avem cei mai roșii pantofi din univers și pagina de aterizare este o pagină cu pantofi roșii, atunci prin AB testing poți testa dacă aș spune mai departe că pantofii ăștia cei mai roșii din univers sunt și cei mai comozi, practic aș avea o coerență în conversația pe care o am cu vizitatorul meu. Prin AB testing se poate vedea ce merge și ce nu merge doar pe anumită audiență și doar pe X% din acea audiență, respectiv dacă noi vrem să vedem doar vizitatorii care vin din traficul organic și doar pe 10% dintre aceștia, putem să o facem. Sugestia mea este, în momentul în care începeți să testați, este să alegeți un eșantion care să vă aducă rezultate relevante cât mai rapid, ca să puteți să faceți schimbările acestea cât mai rapid. Prin AB testing se mai elimină și disputele inutile din echipă. Eu am avut astfel de contradicții, să le spun chiar dispute, cu partenerul meu, care are o afinitate extraordinar de mare cu culoarea roșie. Și atunci, prin AB testing, am putut să aflăm culoarea roșie cât era de eficientă și nu era la fel de eficientă ca cea albastră. Bun, un alt beneficiu de la AB testing este că costă foarte puțin, de la gratuit în sus, și nu necesită skill-uri de programare și de design. Pentru că există un editor care se numește What You See is What You Get, da? În care fără să ai cunoștințe, tragi un buton mai la stânga, pui un alt fel de headline și vezi cum funcționează acesta. Ce se poate testa prin AB testing? Se pot testa headline-uri în concordanță cu ID-ul, ad ID-ul prin care vine un vizitator, se pot testa culori, se pot testa imagini, texte sau ordinea elementelor principale, deci forme de a expune informația pe site-ul nostru. O mică sugestie aici, headline-ul este bine să fie cât mai proeminent și orientat către beneficii. Asta este un soi de descoperire, de bun simț de altfel, dar vă și repet. Deci încercați să nu puneți headline-uri de genul stiloul BX30 care scrie extrem cu 0,4 mm și scrieți stiloul BX30 care scrie mult mai precis sau mult mai repede sau whatever. Interacțiunile pot fi sunt o formă de prin care conversăm cu vizitatorii, prin care automatizăm sau programăm în anumite momente cheie anumite mesaje pe care vrem să le trimitem către audiența noastră. Deci doar vizitatorilor noi, de exemplu, putem să le spunem la încărcarea paginii, bine ai venit pe site-ul nostru. Și printr-un mesaj de tipul ăsta, welcome, vizitatorii pot să fie cumva salutați și se poate crea un soi de relație. Un alt moment în care se poate trimite, sau la încărcarea paginii poți să-i zici nu salut, sau poți să-i spui salut, avem 50 de vizitatori din orașul tău, sau avem un testimonial, puteți spune un testimonial al unui vizitator chiar din orașul lui. La ieșirea de pe pagină se pot acționa astfel de interacțiuni, respectiv momentul în care spuneți mulțumim, la revedere sau ne pare rău că n-ai ales produsele noastre sau ne pare bine că ne-ai vizitat sau tot felul de mesaje. Un alt moment în care poate fi acționat o interacțiune este la scroll, deci momentul în care vrem
să vedem că vizitatorul vrea să vadă mai multe lucruri, putem să-i triggeruim un astfel de, o astfel de interacțiune și de curând avem și acționarea la click-ul pe anumită zonă din pagină. O astfel de, de interacțiune care este foarte benefică în momentul în care o să vă arăt mai, de, mai târziu un, unul dintre clienții noștri din Germania cum cât de creativ a găsit o întrebuințare la, la astfel de interacțiuni. Respectiv, fiindcă este Paștele, el a pus aceste ouă verzi acolo și asta este pagina pe care o vezi, landing page-ul prin care îi spun, fiindcă este Paștele, au aceste ouă pe care le pun pe, pe anumite pagini, iar la click pe acest ou, ei dau anumite cadouri către, către vizitatorii lor, care sunt de fapt niște vouchere prin care ei practic își, își măresc vânzările. O astfel de interacțiune am folosit și noi la momentul la RCA Ieftin pentru vizitatorii noi, la momentul în care, după ce aceștia vedeau prețurile, trigăream o astfel de, de interacțiune prin care ofeream o reducere de 8% în următoarea oră, care a funcționat foarte bine. Ne apropiem de încheiere, însă, înainte de a merge la încheiere, o să vă arăt cumva cum funcționează platforma noastră în, în partea din, din spate. Și pentru asta vom da alt tab și numai puțin. Sper că mai sunteți aici în momentul de față. Da, sunteți chiar mult mai mulți decât la început, ceea ce mă bucură. Imediat mă descurc pe aici prin butoane. Și iată. Acesta este platforma noastră în care avem secțiunea de experimente, avem segmentele pe care le prin, practic sunt acele grupuri de vizitatori care împărtășesc un atribut comun. Avem goal-uri, respectiv obiective pe care le urmărim cu optimizarea noastră. Creatives sunt formele de interacțiuni care pot fi pop-up-uri, ribbon-uri sau altfel de, altfel de elemente creative prin care comunicăm cu vizitatorii noștri. Mai sunt my consumers, asta nu v-am spus și e bine să o fac. Putem trimite către platforma noastră anumite date pe care le avem în baza de date despre vizitator. Deci când un vizitator care deja există în baza noastră de clienți vizitează site-ul, noi putem trimite către marketizator date despre ei, respectiv valoarea comenzii, valoarea ultimei comenzi, produsele, categoria de produse achiziționate și aceste date le putem folosi astfel încât în momentul în care ei vizitează site-ul nostru să devenim relevanți pentru ei. Respectiv dacă știm că cineva și-a cumpărat o rochie, șansele sunt să-și cumpere și, nu știu, pantofi sau. Aici depinde foarte mult de creativitatea voastră. Și o să vă arăt cam cum funcționează fiecare dintre secțiunile acestea. A, și ultimele sunt survey-urile în care se pot vedea practic ce se întâmplă cu, cu vizitatorii. În zona de optimizare, la experiențe, la experimente, vom intra, vom face acum un nou experiment, respectiv în zona de A/B testing, vom lua unul dintre vom lua o pagină, vom alege practic pe care dintre pagini să testăm diverse lucruri și aici putem să includem sau să excludem. URL-ul este sau nu este, URL-ul începe cu sau se termină cu, sau URL-ul conține cuvântul X. Asta vă ajută pe voi foarte mult, de exemplu, dacă vindeți, nu știu, pantofi și cizme și șlapi, practic să spuneți că experimentul acesta va merge doar pe pagina pe care există pantofi și cizme. Da? După care vom, după ce stabilim practic paginile pe care le targetăm, vom avea zona de în care vom
mișca lucrurile aici pe pagina noastră. Respectiv avem, de exemplu, zona asta în care vrem să edităm conținutul și vom deschide un din asta de conținut și vom spune aici un alt text. We want you to be happy and relaxed. Și vom șterge ce deja există, astfel încât momentul în care noi am salvat, textul ăsta arată în felul următor. Putem să facem și alte lucruri, de exemplu, să mutăm lucruri. Putem să salvăm poziția aceasta, putem să introducem mai departe, mai să introducem deasupra, de desubt, putem să scoatem anumite lucruri, putem să facem foarte multe lucruri, însă e bine să descoperiți voi asta, fiindcă mă apropii de finalul acestui webinar. După ce facem această variație, vom selecta un anumit segment și noi vom putea construi aici un segment. Doar vizitatorii care vin din orașul Galați, nu știu ce am cu Galați, că tot timpul dau exemplu, poate fiindcă n-am fost acolo niciodată, și vizitatori care vin din trafic plătit din AdWords, de exemplu. După care vom salva acest segment, Galați, AdWords. Și vom crea acest segment. După care îl vom selecta, vom alege doar pe desktop sau doar pe mobile sau pe toate. Și după ce am ales segmentarea aceasta, putem să spunem că asta să fie exclusiv, deci să fie un singur experiment, doar pe acesta să-l vadă acest vizitator din Galați, din AdWords. Evident, cred că nu o să vină nimeni la noi pe site din zona asta și din AdWords. Nu de altă dată folosim, deocamdată. După care vom alege traficul, vom putea să alegem doar 25% din trafic. Există un sample, un eșantion de control și unul al variației respective. Vom alege doar la 50% dintre vizitatorii, doar la 25% dintre toți vizitatorii și vom avea un eșantion prin care noi vom măsura rezultatele. Rezultatul variației X și variației de control. Apoi vom alege când să deruleze acest experiment, doar săptămâna asta, o zi, sau putem să excludem anumite ore, deci doar între orele 12 noaptea și 6 dimineața. Nu? După care, ultimul pas este să denumim experimentul și putem să-l punem ca fiind pe pauză sau fiind experiment AB testing Galați și o să-l și creez. După care vom vedea cum funcționează lucrurile după un anumit moment. A doua secțiune sunt interacțiunile. Aici vom putea vedea cum funcționează, vom putea să acționăm acea interacțiune când site-ul este încărcat, deci la încărcarea site-ului sau la 1 minut, 2 minute după încărcarea acestuia, noi selectăm asta. Vom selecta ca momentul de acțiune să fie momentul în care vizitatorii ies de pe pagină și când vizitatorii dau scroll măcar la 30-10% din pagină. Vom alege la fel apoi pagina pe care acesta să deruleze. Putem să schimbăm după aia trigger-ul. Variația este, putem să alegem un creative. Creative-ul, practic, acestea sunt zonele unde poate să apară acest pop-up sau ribbon sau tip de interacțiune. Vom alege unul care deja există, de exemplu acesta, îl vom selecta. Aici vom putea să scriem numărul nostru de telefon. Nu o să mai stau foarte mult, ca să nu vă pierd timpul. Telefon X o să-l numesc. Să apare după 0 secunde și se închide după 15 secunde. O să salvez acest pop-up, telefon X. Aceasta este variația. O să aleg la fel segmentul, pentru toți vizitatorii, doar pe desktop. Să apară o dată pe viață sau în fiecare zi, o dată pe zi.
Sau putem selectăm de 2 ori pe zi, săptămână, lună, tot timpul, sau de fiecare dată, care poate fi destul de enervant. Trebuie să fiți atenți cu lucrurile acestea. În care la fel selectăm tipul de trafic, stabilim când să deruleze experimentul, îl numim experimentul X și iată că am mai creat încă un experiment în momentul acesta. Iar ultima parte sunt niște survey-uri pe care o să vă arăt cum se fac acum. Ele pot fi declanșate fie la pop-up, fie în widget, deci în partea de jos a ecranului. O să numim aici întrebarea 1. Selectăm tipul de întrebare, care poate să fie o întrebare cu un răspuns scurt sau un răspuns lung la liber din partea lor, sau poate să fie cu checkbox-uri, mai multe răspunsuri, sau cu un singur răspuns. Iar acesta poate să fie făcut cu o dependență. Deci dacă dă răspunsul pentru că X, poate se ducă spre, poate să închidă sondajul sau poate să continue la următoarea întrebare. După care selectăm tip, cum să apară, deci de aici ne putem alege diverse teme și se vor schimba, da? Sau putem să le facem noi cum vrem noi, dacă vrem să modificăm asta, putem să schimbăm mesajele la începutul serverului, putem să traducem, să adaptăm textele în funcție de ce ne dorim noi, după care vom afla spre ce vizitatori, de ce vizitatori sunt implicați, pe ce pagini va merge și tot așa în ce interval orar.